Haideți mă porumbei, salutare prieteni. Haideți mă porumbei, hai, hai. Uitați ce le dau prieteni de juniori. Cred că este bună. E de juniori. Uite ce hales porumbei. Le-am mai dat acum ori, le dau așa la 2-3 ore. Dar prieteni. Se hărlească și ei. Nu mai dau mai târziu. Gata mă, pura de rude. Haideți, hai! Haideți! Hai, hai! Am dat la câini, prieteni. Au halit porumbei mei ăștia mici. Cine? De ce ați făcut aici așa? De ce ați ros? Uite ce ați făcut, uite, de ce ai rost ăsta? Uite că e putre, de ce l-ai făcut așa? De ce mă, porumbelule, de ce, de ce? De ce mă, guștere? Voi sunteți niște gușteri mici, așa. Bravo! Jucați-vă la soare. Hei. Nu, tu s-ai licator. Ce faceți aici, pofta mare? Nu, Jumie. Am mâncat din curcane cu salată. Mă, eu n-am mâncat deloc salată de asta. Nici nu am mâncat. Ea mai e? Eu farfurie, mamă. Ia pune-o și mie. Îmi dai tu? Da, ia. Nu mai pune pe mine. Ia. Bună. Mai mănânc după tine? Nu mai mâncat după mine. Hai. Au gușterii lor. Ce-a cumpărat câmpiană? Alte portocale, mirodenii, ardeiuri, struguri, mere, kiwi, salate. Ca astea le-am mâncat, prieteni. Risipă la noi, uitați. Strugurii făcuți varză, ananasul. Dar știu eu ce le fac. Și ce le fac, prieteni? Să-mi facă diseară mai târziu, că cred că dară cea la mine. Să-mi facă un smoothie, adică un suc din toate fructele. Sunt foarte obosit, prieteni, am fost supărat, uitați ce ochi am. Arăt groaznic, nu mai pot, n-am putere în mine. Nu mai am putere în mine. Mă doare capul, cred că dar răceala, m-am mâncat supărările. Nu știu ce să mai zic, prieteni. Ia filmează, mă, să filmez și eu 5 minute, atât să răspund la prieteni, să le mulțumesc frumos. Au, mă doare capul, de am migrenă, de durere vine să vomit. Păi ce, asta nu mai merge? Trebuie, nu l-am mai pus. Am filmat și eu cu el la seară și... Mă, ești mecă. Mai bine de nu filmăm. Prietenul sincer. S-auzea un zgomot la el și tot vlogul meu nu s-a auzit nimic. Auzi, da, mi-au zis prietenii. Dar nu, cred că e de la telefonul tău. Și până acum, până la nu, îl pune pe trepiedul ăla, cum nu s-a auzat? Păi poate că el are Bluetooth-ul și când e pornit, el atunci poate se aude zi, poate nu are baterie. Nu. Să pui la încărcat. Chiar ești mecherie trepiedul ăsta. Îi mulțumesc lui Gogulan. Prieteni, ce să vă zic, doar atât, prieteni, scurt, nu vreau să mai lungesc cearta care mi s-a ajuns în casă. Vă mulțumesc de vizualizări, vă mulțumesc de mesajele frumoase care mi-ați dat. Le-am citit aproape pe toate, v-am răspuns la ele, v-am dat câte un like acolo, câte o inimioară. Au fost prea multe, am stat aseară până la vreo 1:30, vă mulțumesc din suflet. Fiecare și-a pus părerea acolo, într-adevăr, deci nu este frumos ce s-a întâmplat, nu vreau să mai spun absolut nimic, doar că poate își dă și el seama și mă gândesc că va fi bine. Dacă nu, este treaba fiecăruia să facă fiecare cum îl duce capul.
Eu n-am de ce să mai am astrofoc, eu cu câmpeana. Asta e. Dacă văd că s-ar întâmpla orice, nu mai. Eu sunt omul care de acum, care m-am decis, pentru că nu vreau să mor mâine, poi mâine, pentru că vreau să mai trăiesc. M-au ajuns supărările, care nu vi le-am spus aici pe televizor. Am avut destule și mai ales câmpeana. Câmpeana, nimeni nu crede, decât eu știu ce e în sufletul ei, decât eu știu cum este cu ea, cum respiră, cum doarme noaptea. Asta e. Voi face în ianuarie, maxim peste o lună de zile, voi încerca să mă duc cu ea la București să-i fac operația. Să știu că chiar de nu aș avea bani, chiar dacă nu am, asta e. Vând tot și vreau să o pun pe câmpeana, pe picioarele ei, să fie bine cum e, cum știu cum era ea odată. Că voi, prieteni, poate nu știți cum era, cum arăta, dar câmpeana era foarte sexy. Câmpeana era foarte sexy, era o femeie, râzi. Dar de ce? Că dacă nu era sexy, o schimbam de mult. Ce vrei, mă, sexy? Da. Te fac sexy, să râzi. Prieteni, eu sunt omul care văd câteva ore. Hai să zic, dacă eu ceartă mai așa, mai mare, obosești când vorbesc așa de dur, mă doare capul de mai aproape. Când văd că e o ceartă mai mare la mine în familie, eu sunt omul după aia care mă căiesc și vreau să schimb, adică să nu țin dușmănie, să nu țin cearta și supărarea în familie mult, pentru că nu este bine. Nu este bine. Trebuie să te schimbi, ca și vremea. Dacă azi plouă, mâine e soare. Așa trebuie să fim toți, dar copiii mei nu sunt ca mine, nu știu cu cine o semăna, cu cine ai făcut cumpeana. Cu cine? Adică? Cu mine nu seamănă niciunul. Dacă lumina ba, poate da. Un pic, dar lumina nu mai spun. Uite, ba, da. Ce? Mai râd și eu o fac pe câmpeana să râdă, pe lumina, pentru că așa trebuie. Și ce, eu când mă cer, nu mă întorc înapoi. Dacă ai fi și tu lumină ce? Și Dănuț ca mine, cred că ajungea. Și ce, eu țin supărarea? Cred că ar fi fost, nu și că mă laud. La suflet. Mă, nu ați văzut că ce face Ariciu mie, mă dă afară, mă cer cu el, ne luăm de coarne, ne batem, ne dăm pumn și după aia mănânc cu el la masă. Nu, ar trebui să se schimbe și el. Să fiți și voi ca mine. Să fiți și voi ca mine și ca câmpeană. Pentru că nu că ne lăudăm. În ce sens? În toate. Nu sexy. Nu se... Nu fată în sexy, fată. La suflet. Păi a fost și sexy câmpeană, cum e? Păi a fost, am toate din și sexy, știi? Era cea mai frumoasă, era sexy, era... Că avea codițe. Avea codițe, avea trei codițe, două aici, una la spate, era frumoasă, se machia, se făcea... Codițele alea erau muzele. Tot, codițele alea făceau tot păi farne. Cum? Mă duceam la ea, la socul meu acolo, când era, la fiecare codițe. Zi s-o văd, îi duceam ciocolate. Bă, nu-ți duceam. Bă, da, cum? Ceream de la tata bani, eram și eu copil. Ceream, sunt răgușit, prieteni. Ceream bani de la tata, de la mama, unde te duci? Mă duc la nevasta mea. Mă duc la câmpeană. Păi de ce? Să-i duc și eu o ciocolată ce când auzea da, tata mai, și mama. Când auzea Livia Angela. Maică, te duci tu cu ciocolată. Da, mamă, mă duc, dar pe fuiși. Îi dau și eu, o prind eu la cotitură, la colț, acolo, după casă. Mai ții? Asta, vezi, este miroasa motorină. Cum miroasa motorină? Mie nu-mi plac. Păi nu, trebuie curățați. Aia nu se mănâncă cu coaja. Miroasa gunoi. Nu, așa sunt castraveții aia de grădină, nu sunt de aia cumpărate. Oricum, cumpărăm și de aia, dăm și mie de la. Da, și ție. Îți dau din castravețul meu. Să revin. Ia. Asta făceam noi. Prinde. Bă, pe bune, ai dea cu castraveți, mănâncă-l tu. Aruncă-ți castraveți pe jos, așa, faceți mizerie. Nu mai mănânc acum, că oricum trebuie spălat și puțin sare pe el. Să revin, pentru că, prieteni, după cearta care a fost, mai râdem și noi, pentru că altfel murim.
murim și eu nu sunt omul care țin supărare. Eu chiar dacă mă cer cu cineva a doua zi, eu mă căiesc. Mă căiesc și nu știu cum să fac ca să fac de ale bune. Da. Îi duceam ciocolată și să dădea șmecheră. Să dădea șmecheră. Îi dădeam, uite, ți-am adus ciocolată. A, nu vreau. A, nu vreau. De ce nu vrei? Se dădea, nu că mi-e rușine să vorbesc cu tine. Păi da, ești muierea mea, cum să nu vorbești cu mine? Mi-e rușine să ridic ochii la tine. Am prins-o eu odată de coadă, avea o coadă aici și eu mă duceam cu ciocolate, cu bomboane, cum erau de mult. Și ea trecea pe lângă mine și așa cu ochii într-o parte. Cum faci și acum? Nu pune pe mine. Nu pune pe mine. Și ea trecea pe lângă mine și... Eu cu ciocolata în buzunar mă țineam copii, prieteni. Și când a trecut pe lângă mine, am luat-o așa. Era trecea ficioasă. Și am prins-o de coadă. Au firea, dracu, tu să vii la Scăvescu. Am pus câinele pe mine. Am pus pe Max. Aveam un câine, Max îl chema. Aveam dincolo un câine de ăla ciobănesc. Câinele ăla mare. Și a venit și ea la soacră, îți dai seama, la noi, Lumină. Spun că mai râdem, prieteni, ce tare de la voi. Uite, a venit vorba de Max, de câinele ăla mare, zici. Zic, cât a trăit câinele ăla? Cât, până când m-am logodit eu la... Mult, cred că 20 de ani, 25-30 de ani a trăit câinele ăla. Anii noștri, adică cum se... Dar la câini, nu știu, se dublează, nu știu. Bine, pe bune, mai știi ce tu? Cum să nu știu, dacă era mare, când m-ați logodit, era câinele. Da. Și după aia s-a îmbolnăvit și a murit, dar nu știu din ce cauza mare. De bătrânețe, nu știu cum e cu câini. Dar pe bune, câinele ăla, nu intra nimeni în curte, n-avea coadă, mai ții minte? Da. I-am tăiat-o, nu știu cine i-a tăiat, ca să, nu știu, ca să fie rău sau nu știu cum. Dar era rău. Ca să nu se după aia nu știi rău. Că l-am legat la câine. N-avea treabă cu țiganii, nu, simțea. Câinele ăla cu țiganii, cine venea un țigan la noi în curte, nu lătrea la ei. Nu-i punea jos. Dar când trecea cineva, că și simțea el cu sufletul... Și cu codițe și zece. Dar eu când am văzut-o că vine ea, păi stai că ți-arăt eu ție, dar e o șmecheră, vagabelă. Era ficioasă. Max! Hoțu, uite-l că vine! Și câinea repede la poartă, ea s-a speriat și am zis, nu Max, că este soția mea. Da, parcă văd câinele ăla, ce mare era și culoarea. Nu Max, lasă-mi-o în pace, lasă-mi-o intactă ca să nu cumva să o rănești. Îți dai seama asta. Că nu te-a rănit. Hai, mai aveți de povestit, că mă așteaptă oalele. Câte oale am de spălat? Acum la bătrânieță. Nu știu, Lumină. Încerc că am fost foarte supărat și... Asta e prima zi, a doua zi care, nu știu, încerc să fac, să-mi revin, pentru că, nu știu, am o durere de cap, de mine să plâng. Am fost la farmacie, mi-am luat Nurofen, răceală și gripă și un antinevralgic, două am luat de la femeie. Pe cine crezi că am găsit la farmacie? E, pe cine? Pe doamna Popescu, doctorița de copii. De familia noastră care era, Doamne, am bătrânit și doamna și zice, bă, Max, ce faci, mă? Uite, doamnă, uite așa, mă doare capul și ea mi-a zis, ia și un antinevragic și un, da. Stai să rău la prieteni, că mai avem televizorul, deci tot îl facem cu Dan Negru. Nu avem, facem aici, nu avem un singur televizor. Deci, dar eu vreau cu Romică Sociu și Cornel Palade. Pentru că Cornel și Romică Sociu, eu vreau când mă duc în pat, că nu pot să stau aici, stăm și noi în bucătărie, nu acum de Revelion, dar seara, când mă duc în pat, nu trebuie să stau și eu la televizor. Și ce fac seara? Mă uit pe pereți. Nu te uiți pe pereți. Mă pun eu în fața televizorului. Să mă uit la tine. Că nu ești sexy, trebuie să te operezi mai întâi. Da, eu ce fac? Eu n-am televizor în cameră. Tu stai aici de revelion. Dorm aici, păzesc masa. Păi și noi stăm până la dimineață. Până la dimineață. Și dacă ne... mergem la somn, ne aproape să stăm până la dimineață, stăm și noi până la 3-4. Păi stai aici. Anul trecut am dat până la 6. Fii atent. Am zis și pe vlog. Toate fructele din fructiera aia, ia-le și fă-ne un suc. Natural, mai târziu, înainte de somn. Înainte de culcare. Hai că avem și noi treabă, iar. Tu știi câtă treabă am? Ce faceți voi acum? Tu știi câte oale am de spălat? Și sunt și sângurică, Mădălina Begat. Eu am sunat să vină la... să ne taie purcei mâine după ora 12.
La Craiova când mergem? Mâine. Sau? Vrei în seara asta? Cam ar trebui în seara asta, că mâine eu nu mai. Hai în seara asta, că n-avem ce mai cumpăra, am cumpărat toate fructele. Mâine nu mă duc, eu mâine am treabă. Le mai cumpărăm niște prăjituri și cam atât. Și șampanie, bere și apă minerală. Și vrei să mergeți astăzi? Aha. Mergem de seara. Nu e timp. Mâine facem și noi. Faceți niște checuri să miroase casa prăjituri și atât. Eu cred că... Restul vă cumpăr eu de la Auchan, vreau să mergem. Ziceam checuri, fac în seara asta, dacă plecăm... Să-mi cumpăr o bucată de cașcaval de la care e mâncat de la șoricel. Dar la mall nu mergem. Ce căutăm? Ce să luăm de la mall? Nu avem ce. Să mă uit de televizor, dacă găsesc un televizor cu 30 de milioane, nu știu. Mai bubule, ce vreau eu. Totul mic. Nu am aspirator. Am sunat, apropo că am văzut mesajele la oameni. V-am văzut mesajele la toți prieteni care mi-a scris acolo părerile și mulțumire și să nu le mai supărăm. Vă mulțumesc din sufletul meu, să vă dea Dumnezeu sănătate, putere, liniște și un an nou plin de bucurii și fericire. Dar plasma nu se mai repară, se repară, dar cât ai pe display, mai bine cumpere alta. Am sunat la filiaj la un om care repară, așa, și mi-a zis, Max. E Panasonic și cât ai pe display, mai bine cumpere alta. Pentru că la televizoarele astea, știți ce înseamnă display-ul de la el? E tot televizorul, doar carcasa mai rămâne. Așa vine display-ul la televizoarele astea. Ne ducem și ne uităm ce televizor să cumpăr, eu nu știu. Și sincer, nici nu am bani. Dacă nu, o să mă... Când e Revelion? Nu mâine, păi mâine seară, da? Nu? Duminică seară. De unde să dau eu acum 30-40 de minute? Apoi, ar că am trebuit să mergem astăzi la cumpărături. Câte minute am și ne oprim dacă e mai filmul de acolo, dacă nu mai filmul. Ai 17 minute. Da, prietene, ne oprim aici. Au. Ne oprim, mulțumă. Poate că mergem în seara asta la cumpărături, că nu mai avem multe de cumpărat. N-avem de ce să mai investim atâția bani, pentru că avem de toate. Avem purcei, avem tot. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Vrem liniște și sănătate. Iar am cerut liniște, dar depinde și de ei. Nu, dacă eu o cer, ar trebui să o cereți și voi și să vă rugați la Dumnezeu. Și cât de curând, prieteni, o să mă... La anul, peste o lună, două maxim, nu vreau să mai ratez ocazia asta, vreau să mă cunun cu câmpeană. Că mi-a zis preotul, Max, trebuie la urgență. Iar mă, mă, iar mă, ce nu mai câmpeam, m-am îndrăgostit, vreau să te fac prieten, sexy cum erai tu. Cum ai zice lumea că mă lasă, bubu, dacă mă cere? Niciodată, cum să te lasă? Trebuie să-mi iau rochie la nunta, nuntata. Să vei rochie? Da. De. Și mie să-mi cumperi costum alb de ginere. Eu o să fiu domnișoară de onoare. Ai fost, dar vreau acum să... te-mi bag din ăla, cavalier. Cavalier? Trăsură, ăla. Nu, prieten, mai râdem, glumim, dar pe bune, chiar, asta trebuie să o facem cât de repede. Mi-a zis preotul, pentru că trebuie să fim... Și la restaurant o să fac. Că dacă nu... Nu este bine, știți ce zic. Facem o masă așa, găsim un naș, chiar pe bune ne trebuie un naș, poate găsim peste o lună, două maxim, până de, în martie vreau să fiu cu un naș. Ai lungit-o prea mult, până în martie. Până în martie, atunci când va fi frumos, atunci cu flori, își dau un buchet de la de flori, se aduc o rabă, 1100 de trandafiri, am pretenții atât, o masă, o friptură și un naș bun care să ne cunune din tot sufletul. Nu avem nicio pretenție, doar să ne cununăm, să ne bage verighetele pe deget și cam atât. Atât vreau. De ce să nu o fac și pe asta? O fac. Pentru că trebuie să știe Dumnezeu și de asta. Gata, prieteni, ne auzim și mai târziu și mâine mai vedem, prieteni. Și încă o dată, vă mulțumesc din sufletul meu că ați fost toți de ați vizionat canalul și chiar am avut peste 100 de abonați la acel vlog.
Vă mulțumesc, să rămână, Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu sănătate și un an nou plin de bucurii. Doamne ajută.